Epoca lui Saturn este despre a scăpa de obiceiurile negative. Saturn în Pești este un fenomen astrologic foarte important. Saturn a intrat în Pești pe 7 martie 2023 și a început așa numita epocă de 2 ani a lui Saturn. Perioada până pe 25 mai 2025 va fi marcată de scăparea de obiceiurile negative și depășirea dificultăților din viața personală. În această perioadă, reprezentanții unor semne ale zodiacului vor fi influențați de Saturn, care va deveni mentor și asistent pe drumul spre fericirea și succesul lor. Berbecul, Gemenii, Racul și Balanța sub influența planetei devin oameni fericiți. Să ne oprim pe scurt asupra esenței problemei. Adică vom stabili ce anume îi așteaptă pe reprezentanții acestor zodii. Berbec. Pentru berbeci va fi o perioadă în care trebuie să-și schimbe atitudinea de viață și să-și asume responsabilitatea pentru viața lor și a celor dragi. Va trebui să fiți pregătiți să acționați cu hotărâre și curaj, fără să vă temeți de schimbări și de noi oportunități. Nu va fi ușor. Și cine spune că a deveni fericit înseamnă să iei și să devii? Gemeni. Pentru gemeni va fi o improvizație constantă a rolului lor în viață. Găsirea păcii interioare în interiorul lor va fi o provocare. Scopul vostru principal va fi să vă ocupați de sentimentele și gândurile voastre. Datorită acestui fapt, veți găsi o nouă abordare a vieții. După aceea veți fi în deplină armonie atât cu voi înși vă, cât și cu ceilalți. Rac. Pentru raci, mai presus de toate și de orice altceva, va fi dezvoltarea lor spirituală. Cine ar fi crezut că un rac are multe de care trebuie să se debaraseze? Și, mai presus de toate, trebuie să scape de toată negativitatea pe care au acumulat-o de-a lungul anilor. Cu acest bagaj este puțin probabil să realizeze ceva remarcabil. Analizând și făcând schimbări, se poate obține tot ceea ce lipsește pentru o fericire deplină. Balanță. Balanța va fi cea mai influențată de Saturn, care o va stimula să se schimbe și să se dezvolte. Pentru balanțe, principalul lucru este să rezolve problemele asociate cu fricile lor, care le împiedică să-și atingă obiectivele și să fie fericite. Balanța trebuie de asemenea să-și analizeze viața și să înceapă să rezolve toate problemele mult mai repede. Va face corecțiile necesare, care îi vor permite să găsească pacea interioară, bucuria și o lipsă totală de opoziție față de tot ceea ce este util. Prieteni, în acest video am descris pe scurt problemele stringente cu care vor trebui să se confrunte reprezentanții acestor zodii. Faptul este că atributele astrologice sunt inerente naturii lor, dar Universul a ordonat astfel încât să se poată și să trebuiască să luptăm. Aceasta este karma semnelor zodiacale. Cunoscând boala, nu este dificil să găsești o modalitate de a scăpa de ea. Sper că acest clip v-a fost util. Vă încurajez să utilizați aceste informații cu încredere și să luați acțiuni pozitive în baza lor. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să vă abonați pentru a urmări mai multe clipuri similare în viitor.